Un echipaj de jandarmi a depistat vineri 27 mai, pe raza municipiului Fălticeni, un autocamion care transporta material lemnos fără documente legale. În urma verificărilor efectuate și beneficiind de sprijinul lucrătorilor silvici, jandarmii au constatat faptul că un cetățean cu domiciliul în comuna Baia, județul Suceava, transporta cantitatea de 5,2 metri cubi lemn de foc. Fiind întrebat cu privire la proveniența lemnului, conducătorul auto a prezentat un aviz de însoțire expirat. Bărbatul a declarat că a cumpărat materialul lemnos de la o societate comercială din municipiul Fălticeni și intenționa să-l comercializeze pe raza localității Horonicul de Sus. Cantitatea de material lemnos a fost ridicată în vederea confiscării și predată în custodie ocolului Silvic Râșca, urmând ca după definitivarea verificărilor să fie luate și măsurile legale asupra conducătorului auto, conform legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.